Președintele Klaus Iohannis a sesizat azi Curtea Constituțională a României în legătură cu modificările aduse de către Parlament Codului Penal. Președintele a sesizat în repetate rânduri ce cere pe toate legile justiției adoptate de Parlament. Președintele american Donald Trump l-a nominalizat azi pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din România în SUA la vârsta de 10 ani pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București. Anunțul a fost făcut de Casa Albă și procedura de numire durează circa 3 luni. Cel puțin 79 de persoane au decedat, iar alte aproape 200 au fost rănite, inclusiv 23 de copii, în urma incendiilor de vegetație de la periferia orașului Atena. Autoritățile anunță că bilanțul negru va crește cel mai probabil. În plin sezon estival încep lucrările pe Autostrada Soarelui. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că azi se fac lucrări de reparații, atât pe sensul de mers către litoral, cât și pe sensul de mers către București, până la ora 18. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza. Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut azi la valoarea de 3,43% de la 3,42%. Datele au fost publicate de Banca Națională a României. Iar în primul semestru al anului, 505 curse aeriene au avut mai mult de 3 ore întârziere. Un raport Air Help arată că cele mai multe întârzieri au fost înregistrate la Tarom, Ryanair și Blue Air. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.